Florin Busuioc, prezentatorul rubricii Meteo, a fost transportat de la spitalul din Craiova la București cu un elicopter Smurd. Actorul Florin Busuioc, sau Busu, așa cum îl cunoaște publicul, a suferit marți seară un infarct miocardic după un spectacol la Craiova. Atunci a fost transportat la spitalul de urgență din oraș pentru o intervenție chirurgicală. Potrivit unor surse medicale, șeful secției de cardiologie și-a închis telefonul. Astfel a fost chemat de acasă un medic tânăr. Aceleași surse au precizat că starea actorului nu permitea la acel moment transportul la București. Ministerul Sănătății a afirmat că specialiștii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova au intervenit corect și la timp în cazul lui Florin Busuioc.